Bună ziua! Domnul consilier, înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare. Procesul verbal al ședinței ordinare din 27 ianuarie 2022. Dacă sunt obiecții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? În unanimitate a trecut ordinea de zi. Bine. Trecem la punctul 2, procesul verbal al ședinței extraordinare din 7 februarie 2022. Dacă sunt probleme, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Ok, s-a trecut și această ordine de zi. Trecem la ședința de astăzi. Dacă cunoașteți proiectul ordinii de zi, din convocare. Da. Ok. O să dăm citire la proiectul numărul 1. Ordinea de zi. Așa ce citiți apoi la fiecare. Ok. Nu o să mai... Și acum tot adunat. Supuneți la vot ordinea de zi. Da. Supunem la vot ordinea de zi a Consiliului Local din data de 11 februarie 2022. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumim. A trecut. Proiectul numărul 1. Dăm citire la proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui teren proprietatea municipiului Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Prin hotărârea de consiliu anterior a fost atribuită sub forma închirierei un teren situat în strada generală a Rosetei numărul 13 bis pentru desfășurarea activității comerciale, beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece administratorul societății dorește cesionarea contractului de închiriere, având în vedere radierea punctului de lucru și privarea spațiului comercial restaurant de către SECE Advis Food SRL, supune spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizează comisia numărul 1. Comisia 1 aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții în urmă acestui proiect. Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut. Mulțumim, a trecut. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui mijloc fix, autobasculantă și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire numărul 17054 din 18.08.2010. Parte a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegarea gestiunii serviciului publice de administrare a domeniului public și privat către SECE, domeniul public și privat, Onești S.A. Inițiator Neghină Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. SECE domeniul public și privat Onești S.A., al cărui acționar unic este municipiul Onești, este o societate comercială definită ca întreprindere publică cu statutul de operator de servicii comunitare de utilități publice, având în vedere contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, salubritare și divina public în municipiul Onești. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, serviciului public de administrare a domeniului public și privat de către SECE domeniul public și privat de SA Onești, propunem darea în administrarea mijlocului fix autobasculantă către această societate și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii. Vă se pune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, domnule secretar, pentru raportul de specialitate.
Avizează comisia numărul 1. Comisia 1 aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Sunt observații asupra proiectului? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar pentru raportul de specializare al proiectului. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității identificate prin planul de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor și sau bunurilor realizate pe acestea. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate a proiectului de hotărâre a fost prezentat. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observați, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. A fost trecut și acest proiect. Se trece la proiectul de hotărâre următor. Deci proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2022. Inițiator Neghină Victor Laurențu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar pentru raportul de specialitate. Bugetul este instrumentul fundamental al muncii de previziune, deoarece prin el se concentrează și se direcționează întreaga activitate decizională, astfel spus, reprezintă lista veniturilor generale, generate și a cheltuielilor ocazionale ale instituțiilor publice. Credibilitatea și legitimitatea echilibrului financiar se temează pe corelația între încasări și plăți, între sursele de finanțare și destinația acestora și, în final, între venituri și cheltuieli. Bugetul consolidat al poate municipiul Onești și listele de investiții pentru anul 2022 sunt în anexele prezentate la proiectul de hotărâre. Ca urmare a celor arătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are reprezentatul comisiei de specialitate raportul comisiei. Comisia numărul 1. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc de acordate comisiile. Dăm cuvântul... Sunt trei amendamente. Sunt trei amendamente în acest proiect de hotărâre, prin care... Da, o să dau citire primului amendament. Amendamentele se vor analiza și vota în funcție de cum au fost depuse. Amendamentul în partea domnului viceprimar
în care se propune, având în vedere adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 9.2.2022, în care se completează sumele pentru învățământul particular și confesional, propunem suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele repartizate după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează capitolul 110202, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale cu suma de 10.000 de lei. La partea de cheltuieli se suplimentează capitolul 650250, capitolul 55, învățământ capitular și confesional, cu suma de 10.000 de lei. Prin nota de fundamentare numărul 9446 din 9.2.2023, Direcția de Dezvoltare Locală propune modificarea listei de investiții. Față de cele prezentate, propunem aprobarea și modificarea anexei 1, reprezentând bugetul de venituri și cheltuieli sursa pe anul 2022, precum și anexa 2, reprezentând lista de investiții pe anul 2022. Mulțumesc frumos, domnului secretar. Dacă sunt discuții, imaginea amendamentul numărul 1. Nu sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Abțineri? Nu putea. Proiectul a trecut. Amendament. Trecem la amendamentul numărul 2. Da. Recipiți domnul secretar. Nu, prezentați-l dumneavoastră, vă rog. Domnul secretar. Amendamentul venit din partea grupului de consilieri USR Plus. Solicită modificarea anexei numărul 1 la proiectul de hotărâre cu următoarele suplimentări. Capitolul bugetar 51.0203/59.11, referitor la finanțările pe legea 350/2005 a ONG-urilor, cu suma de 100.000 de lei, rezultând în cuantum final suma de 150.000 de lei. 2. Titlul bugetar 6502/20, referitor la premiile din învățământ, cu suma de 100.000 de lei, rezultând în cuantum final de 150.000 de lei. 3. La capitolul bugetar 6702/50/20, referitor la premiile sportivilor, cu suma de 50.000 de lei, rezultând în cuantum final de 100.000 de lei. Pentru asigurarea resurselor pentru aceste suplimentări, solicităm să diminuați titlul bugetar 8402/20, referitor la reparații trotuare, cu suma de 250.000 de lei. Dacă sunt discuții, amendamentul din partea PNL-ului. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Abțineri? Abținere? Nu. Deci a trecut și amendamentul 2. Trecem la amendamentul 3. La amendamentul PNR-ului este fapt o completare la capitolul 8402, transportul, achiziții de bunuri și alte cheltuieli investiții, respectiv cheltuieli proiectare, se completează punctul 27, cu area Dumbrave și strada Uzinii, forma finală fiind modernizare strada Eternității, Vasile Alexandrie, rotul Turică, Casa de Apă, Lanul Gării, Alea Pode și strada Dumbrave și strada Uzinii. Valoarea finală, fiind de 140.000 lei, se iau 40.000 de la capitolul 8402, transportul, băția 2-3, devenindu-se astfel de 165-125. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? De acum trecem la vot. Cine este pentru? Toată. Contra? Abțineri. A trecut și amendamentul 3. Dacă sunt discuții pe buget. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Abține?
În unanimitate, proiectul a trecut. Proiectul 5. Dăm citire proiectului numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 6 a hotărârii Consiliului Local numărul 357 din 15 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2022 în municipiul Onești. Inițiator de idee, Victor Laurențiu, primar. Domnului secretar. Pentru anul 2022 a fost aprobat regulamentul privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici în municipiul Onești. Document ce a fost aprobat prin anexa numărul 6 la hotărârea Consiliului Local 357 din 15 decembrie 2021. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea și modificarea articolului 11 aliniatul 1 și articolului 16 aliniatul 1 litera D din anexa 6 la hotărârea Consiliului Local 357 din 15 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2022 din municipiul Onești, conform documentelor înaintate. Astfel cele menționate vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, dacă sunt discuții pe marginea plăcută. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, nu. Atunci se punem la vot. Cine este pentru? Contra? Abține? Mulțumesc. În unanimitate a trecut acest proiect. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, reconversie funcțională imobil cu număr cadastrat 67468, situat în strada Calea Brașovului, numărul 24A din municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator de echipă Victor Laurențiu, primar. Dăm cuvântul domnului secretar. Teritoriul studiat prin planul urbanistic zonal este situat în zona sud-veste ca teritoriul administrativ al municipiului Onești, cuprins între DN11 Brașov Onești și Albia Râului Oituz, și este întocmit în conformitate cu cerințele legale actuale aplicabile în domeniu. Prin prezentul proiect se propune aprobarea documentației de urbanism, planul urbanistic zonal, reconversie funcțională imobil cu număr cadastral 67468, situat în strada Calea Brașovului, numărul 42A, din municipiul Onești, județul Bacău, conform documentelor înaintate. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în formă prezentată. Dăm cuvântul la raportul de specialitate. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Abține? În unanimitate a trecut și proiectul numărul 6. Punctul numărul 7, probleme de interes local diverse. Dacă cineva dorește, poate înscrie. Dacă nu sunt probleme, mulțumim pentru participare. Declar ședința de astăzi, ședinței lucrurilor.